Stai. Să se vadă totuși ce facem aici. Bună ziua! Aș vrea într-o zi de duminică mai frumoasă decât altele, dar într-o situație la fel de dificilă, să prezint astăzi propunerile și măsurile pe care, alături de colegii mei din Pro-România, vrem să le transformăm în ceea ce e important în această perioadă. Și anume, ce facem cu criza economică? Evident, criza sanitară este cea mai importantă acum și atrage toată atenția, dar am învățat că avem și vom avea o criză economică care va dura mai mult decât criza sanitară și care va afecta pe toată lumea. Și despre această criză economică nu are rost doar să vorbim, ci ar trebui să și facem ceva. Sigur, toate partidele prezintă niște programe foarte mari. Avem și noi un asemenea proiect pentru România, pe care îl vom prezenta, unde alături de măsuri economice sunt măsurile pe zona de educație, de sănătate, cultură, mediu. Însă în acest moment cred că cel mai important este să arătăm că am învățat lecția din 2010, 2012 și că să putem să punem în aplicare un proiect de țară, trebuie să Ieșim din criză în 2021, din criza economică, care este deja prezentă și care ne va afecta din ce în ce mai tare. Lecția principală, din punctul meu de vedere și al multor altora, a fost că trebuie să ieșim împreună din criza economică, nu separat, că nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă, că trebuie să luăm toți românii și cei cu venituri mari și mai ales cei cu venituri mici, toate firmele, în special firmele cele mai afectate și împreună să ieșim din această criză. Dacă lăsăm legea junglei, selecția naturală, cred că lecțiile dure din 2010-2012 ne vor lovi și mai tare, mai mulți oameni vor avea de suferit și criza economică va fi de mai lungă durată. Pe 6 decembrie o să mergem la vot. Vrem, nu vrem, sunt alegeri și atunci trebuie să mergem la vot. Cred că este important însă și asta îmi propun alături de toți cei din Pro-România să le spunem oamenilor ce câștigă ei după 6 decembrie. Că ce câștigă oamenii politici știm. Poziții, putere, funcții. Dar important e că oamenii cărora le cerem să vină la vot să știe ce se întâmplă după 6 decembrie. Că vor fi închiși în casă sau nu, că vor avea sprijin sau nu. Și atunci mi-am propus să venim cu două măsuri foarte clare, foarte simple, care se aplică pentru tot anul 2021 și care merg țintit către oamenii care au nevoie de sprijin și către firmele care au nevoie de sprijin. Le-am dat o denumire foarte clară, am făcut o procedură pentru cele două măsuri și aceste două măsuri vor fi, până la urmă, condițiile pro-România pentru a vota în viitorul Parlament un nou guvern. Pot fi multe discuții, dar din punctul de vedere al proromânia, guvernul viitor trebuie să aplice aceste două măsuri. Trebuie să salveze oamenii, trebuie să arate solidaritate și responsabilitate socială și trebuie să facă ceva concret. Altfel, vorbe, programe, promisiuni, nu cred că cineva mai are timp și răbdare de așa ceva și, de fapt, ăsta este scopul efortului nostru de azi de a prezenta aceste două măsuri, de a le explica și de a le impune viitorului guvern prin prezența pro-România în Parlament. Sper să reușesc să mă descurc ca de fiecare dată cu partea tehnologică, care îmi place foarte tare și care cred că ajută pentru a explica oamenilor despre ce vorbim. Din punctul nostru de vedere, 2021 trebuie să fie anul în care ieșim din criza economică. Altfel, orice altceva Promit partidele politice, va rămâne o simplă promisiune. Sunt foarte mulți oameni în România care se gândesc pentru 2021 din ce vor trăi, cum vor reuși să-și țină copiii, părinții în vârstă, ce fac dacă își pierd locul de muncă și din calculele pe care noi le-am făcut pe baza datelor actuale, peste 5 milioane de români vor fi în această situație. Dar își pune problema cum trec peste anul 2021. În același timp sunt foarte mulți cei care au plecat în străinătate, au lucrat acolo și acum țările respective nu mai au nevoie de ei, nu pot să-i ajute, nu știu să le ofere o speranță și cred că este datoria noastră. Toți acești oameni au muncit și au ajutat la dezvoltarea din ultimii șapte ani a României. Cred că România are o datorie față de toți cetățenii săi și față de toți cei care au contribuit în acești ani. Problema principală, cum a fost și în 2010 și în 2012, este legată de firmele, întreprinderi mici și mijlocii, firme românești, care au fost cele mai afectate de criză, care s-au ridicat cel mai greu după 2012 prin măsurile pe care le-am luat și care acum toate se uită la 2021 ca anul falimentului. Ori eu cred că aceste lucruri trebuie să le schimbăm oamenii cu venituri mici, firmele mai mici, trebuie să știe că există niște programe concrete, foarte clare, foarte simplu de aplicat, care să-i ajute să treacă peste anul 2021. Convingerea noastră este că trebuie să acționăm acum, 1 ianuarie 2021. Am văzut celelalte propuneri, vreau să vă spun că le vom susține. Pro-România am văzut propuneri la PNL, PSD, la USR chiar, că or să facă lucruri minunate pentru oameni foarte bine, nu ne opunem, din potrivă le vom susține. Problema acestor promisiuni este că nu au niciun mod, o dată concretă și un mod clar în care omul să știe, da, de la 1 ianuarie se întâmplă aceste lucruri, asta ne-am propus noi să facem cu cele două măsuri pe care le prezentăm azi, să intre în vigoare la 1 ianuarie, să îi sprijine exact pe cei care au venituri mai mici și firmele care trec mai greu prin criză, cei cu venituri mari, firmele mari au încă rezervele necesare și capacitatea de a rezista, dar dacă distrugem tot ce e mai mic, tot ce e mai slab, nu înseamnă că vom avea o societate mai bună. Vreau să aplicăm aceste două măsuri în așa fel încât să trecem împreună peste criză și la sfârșitul 2021 să putem să începem împreună reconstrucția economică. Prima măsură se numește venitul minim de criză. VMC, am spus pe un ca să putem să, să fie foarte clar în ceea ce ne dorim și să punem uh, o denumire simplă, persoanele cu venituri mici. Scopul principal este asigurarea resurselor minime pentru perioada crizei, pentru fiecare român din țară sau din străinătate care se întoarce în țară și am pornit de la un calcul făcut de specialiștii noștri bazat pe datele oficiale, ca orice persoană singură are nevoie de 2000 de lei lunar pentru a putea trece în 2021 de criză. 1500 de lei lunar pentru fiecare membru de familie, dacă vorbim de două sau trei, mai multe persoane, până la o limită de 4500 de lei care asigură unei familii capacitatea de a trece peste anul 2021. Modul de calcul e foarte simplu. Venitul minim de criză se acordă prin plata diferenței dintre veniturile realizate și nivelul garantat menționat. Cred că dacă desenez o să fie și mai simplu. Un exemplu foarte clar: o persoană câștigă 1400 de roni pe lună. Fiind o persoană singură, venitul minim de criză ar trebui să fie de 2000 de roni. Diferența este de 600 de roni, din care statul român asigură 50% în bani și 50% tichete valorice, acele vouchere, care sunt finanțate 100% din programul operațional sectorial, dacă nu mă înșel este AXA 8, și care se încadrează în ceea ce și Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană a anunțat, și anume măsuri sociale pentru a trece de criză. În acest fel, o persoană singură va avea asigurat acești 2000 de roni pe lună, timp de 12 luni, pe parcursul anului 2021. Dacă sunt două persoane, calculul este foarte simplu, 1500 ori 2. Aici înseamnă soț-soție sau înseamnă mamă-copil, tată-copil, familii monoparentale, 3000 de roni, se scade salariul sau pensia sau ajutorul de șomaj, diferența 50% bani, 50% tichete valorice. Calcul e foarte simplu și am făcut inclusiv un și vom pune un formular și online și tipărit pentru ca fiecare persoană să poată acasă să-și calculeze numai cât am câștigat luna aceasta. 1750 de lei. Deci mai am dreptul la încă 250 de lei. 250 de lei, 125 bani, 125 tichetele valorice pentru alimente și uh, produse sanitare. Atâta pot să cumperi cu, cu tichetele valorice. Cazul 1 cu 2000 de lei lunar, ceea ce am desenat și la tablă, persoanele care trăiesc singure, 3500 familii compuse din două persoane, soț-soție sau monoparentale. Cazul 3 până la 4500, familia compusă din minim 3 membri. Acești pași de urmat, repet, o să-i facem într-un formular și online și fizic, tipărit, în așa fel încât fiecare persoană să-și calculeze venitul, să calculeze diferența până la pragul de 2000 sau 4500, 3000 sau 4500, să depună la primărie declarația pe propria răspundere și să primească cei 50% din bani cash, 50% tichete valorice. Programul se aplică pentru anul 2021, poate fi de oricând depusă și cred că am uitat să scriem aici, dar ai obligația în 15 zile de când ți s-a schimbat nivelul de venituri, dacă nu te mai încadrezi, în 15 zile ești obligat să anunți ca să nu mai beneficiezi de aceste măsuri. Evident că nu este doar o măsură socială, ci este și o măsură economică. Pentru că, în acest moment, criza adevărată este o criză de consum. De produse tot produce, dar nu are cine să cumpere. Oamenii n-au bani să cumpere sau oamenii se tem să-și cheltuie banii ca să cumpere. În acest fel, trecem un sfert din populația României un an peste criză, dar ajutăm ajutăm firmele române să aibă în continuare consumatori. Pentru că altfel degeaba ajutăm firmele românești dacă omorâm consumatorul care poate să consume produsele și serviciile sale. Al doilea, a doua măsură se numește sprijinul economic de criză, se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, firmelor, majoritatea covârșitoare acestora cu capital privat și capital românesc, evident. Și, sper să, sau mai simplu, cred că trec la pagina 2, nu? Așa, ca să pot să și desenez. Există o singură condiție esențială, din punctul nostru de vedere, pentru toate aceste firme ca să beneficieze de sprijin, și anume să păstreze în cursul anului 2021 același număr de persoane angajate. De ce este important acest lucru? Pentru că dacă dăm oameni afară, fiecare persoană, mai departe, nu doar că este șomer, e un impact psihologic uriaș, este un impact asupra familiei, firmele românești au nevoie să fie sprijinite, să păstreze numărul de angajați ca să poată să repornească activitatea. Ori pentru asta primesc toate celelalte facilități și măsuri de sprijin la care se adaugă foarte bine programele propuse de guvern, de celelalte partide, nu e nimic rău în asta. Noi însă venim cu trei măsuri foarte concrete și foarte clare pe care orice întreprinzător în această țară le poate simți în mod direct sau le poate calcula. În primul rând, și aici e vorba în special de Coreca și de producătorii din industria alimentară, cota de TVA de la 9 la 5% înseamnă un sprijin concret. Eu sunt cel care, alături de o parte dintre cei aflați acum în sală, am luat decizia reducerii de la 24 la 9% a TVA-ului pentru alimente și servicii. Mi s-a spus atunci că nu se poate, e imposibil, o să fie un dezastru, o să se distrugă toată România, nici vorbă. Am sprijinit, de fapt, firmele serioase, am scos evaziunea fiscală și am avut în casă la buget mai mari decât înainte. Acești 4% reprezintă, de fapt, nu doar niște bani în mod concret, ci și un sprijin psihologic, dacă vreți, pentru sectoarele cele mai afectate de această criză. Al doilea, al doua facilitate, toate însă în măsura păstrării numărului de angajați, și anume eliminarea pentru 2021 a impozitului pe profit specific, impozitul pentru micro taxele și impozitele datorate pentru activele corporale neutilizate din cauza restricțiilor și interdicțiilor administrative. Mai concret, sunt foarte multe firme care plătesc în continuare impozite și taxe pentru active, pentru clădiri, pentru săli, pentru... pe care nu le mai pot folosi. Practic îi, punem, îi taxăm pentru ceva ce ei nu folosesc în activitatea economică și acesta este încă un motiv pentru care aceste firme se gândesc la anul 2021 ca la anul falimentului, al insolvenței, în niciun caz ca la anul trecerii prin criză. Al treilea lucru și aici este extrem de important, să acoperim minim 50% din chiriile aflate în plată pe perioada nefuncționării din cauza restricțiilor. Nu este normal să lăsăm firmele mici să lupte în procese și în contracte extrem de complicate cu diversi uh, proprietari care le spun, ne pare rău, nu mă interesează că v-ați închis, nu mă interesează că nu vă lasă să folosiți restaurantul sau magazinul, uh, plătiți-ne chiria. Uh, e o bătălie inegală și cred că în această situație, doar pentru anul 2021, uh, așa cum se întâmplă de altfel în toate țările, europene și în America, trebuie să intervii să salveze aceste firme. Acesta este sprijinul economic de criză și, practic, cele două măsuri. Sprijinul economic de criză pentru companii și venitul minim de criză pentru persoane, pentru oamenii persoanele fizice împreună pentru 2021, înseamnă că trecem toți de criză. Că nu se simte nimeni abandonat, nu moare nimeni de foame, nu trimitem oamenii să încalce legea ca să poată să treacă peste această perioadă de criză. Este extrem de important ca. Că... Da, cred că m-am grăbit puțin. Și mă întorc la partea de criterii de acordare. Cel mai important, numărul de angajați. Ce înseamnă IMM este definit legal? Modul de uh, implementare este un mod simplu, fără dosare cu șină, fără uh, proceduri, aprobări, din partea califici, ca persoană sau ca firmă, să primește acest sprijin și poți să-l primești în modul cel mai uh, direct. Opinia noastră și propunerea noastră ca partid este ca românii și firmele române să nu fie abandonate în 2021, să acționăm de la 1 ianuarie, să facem două sisteme extrem de simple și extrem de ușor de aplicat în practică, iar dacă reușim să trecem peste anul 2021 și vom reuși să facem acest lucru, atunci din 2022 putem să reconstruim. În 2012 mi s-a spus la fel că nu se poate, nu avem cum să sprijinim firme, să ajutăm oamenii și s-a dovedit că au fost măsurile corecte. Șapte ani în care România a crescut, în care românii au avut un nivel de viață care s-a schimbat în fiecare an în bine. Acum, după șapte ani, suntem din nou într-o situație de criză și e important să ieșim din această situație de criză împreună, repede și mai întăriți decât atunci când am intrat. Astea iar sunt cele două măsuri. Mai spun încă o dată, vor fi condițiile absolute pentru ca în viitorul Parlament parlamentarii pro-România să susțină un nou guvern. Nu cerem funcții, nu cerem avantaje personale, cum fac alții, nu trebuie să mă pună cineva pe mine în locul domnului Ciolacu sau mai știu eu ce alte negocieri de acest gen. Trebuie să convingem viitorul guvern că aceste două măsuri înseamnă un an 2021, nu un an de falimente, de distrugere, de lipsă de speranță pentru oameni, ci din potriva anul în care, alături de criza sau dincolo de criza sanitară, putem să ne pregătim să ieșim din criza economică. Sper că a fost suficient de clară și de scurtă în același timp și Asta va pune în practică Pro-România imediat după alegerile parlamentare. Mulțumesc! Te tehnologia a funcționat bine și sper că de acum încolo să putem să explicăm zi de zi de ce aceste două măsuri sunt aplicabile și ne pot ajuta. Mulțumesc! Ia să văd, 20 de minute, m-am încadrat foarte bine. Și mulțumesc celor care au muncit alături de mine ca să Construim aceste două măsuri și celor de la tehnic care m-au ajutat să le și prezint. Ok, gata. Asta a fost. Important este să o și punem în practică. Uf, am transpirat. Suntem 20, suntem mai mulți de 20, nu. Atunci e în regulă. Dacă aveți, dacă cineva de la presă are vreo întrebare, sunt gata să răspund. Vă rog, da, scuze, n-am luat în calcul acest lucru că m-am gândit că e duminică și sunt mai puține întrebări, dar mă bucur dacă există întrebări. Vă rog. Andreea Popa, Digi24. Vă Aș vrea rog. să vă întreb dacă premierul ar trebui să vină în Parlament să dea explicații legate de proiectul de buget pentru 2021. Ludovic Orban spunea ieri că până acum nu a primit nicio invitație, dar că proiectul de buget ar urma să fie adoptat până la finalul anului, între Crăciun și Revelion, după ce va fi numit un nou guvern după alegerile parlamentare. Eu cred, în baza experienței pe care am avut-o în toți acești ani și în opoziție și la guvernare, că, din punct de vedere politic, da, poți să spui, domnule, după alegeri cu o nouă majoritate, care va fi aceea, atunci adopți bugetul pentru anul 2021. Trebuie să fac însă două lucruri, din punctul meu de vedere, și țin foarte tare la ele. În primul rând, trebuie să prezint datele. Să știți, împreună cu oameni care au lucrat mulți ani, am încercat să facem și o fundamentare bugetară a ceea ce celor două măsuri, a venitului minim de criză și a sprijinului economic de criză, dar dacă nu ai datele de la Ministerul de Finanțe, faci aproximări. Deci, dincolo de cine va forma nou guvern sau care va fi noua majoritate, să prezinți datele, e un lucru extrem de important. Și trebuie să le prezinți până pe 6 decembrie. Adevărat, sta alegeri. Nu-i decizia noastră, a fost decizia lor să facă alegeri. Nu, nu poți să stai cu datele ascunse și să afli adevărul în decembrie. Al doilea lucru, în 30 de ani, indiferent de cine a fost la guvernare, bugetul României e cel mai important act al Parlamentului, s-a dezbătut și s-a votat în Parlament. Cu o singură excepție, anul acesta. Anul acesta, domnul Orban, n-a prezentat bugetul în Parlament, nu s-a dezbătut. Sper ca să fie să rămână excepție și să nu se mai întâmple niciodată acest lucru. Iar în ceea ce ne privește, sunt foarte conștient de partea politică a ceea ce am propus azi. Acestea sunt măsurile pentru ca noi să votăm un nou guvern. Și s-ar putea ca voturile pro-România chiar să fie foarte importante. Au mai fost odată importante anul trecut pe vremea asta. Așa încât s-ar putea să fie din nou la fel de importante și vreau să știe și domnul Orban și domnul Ciolacu, dacă vrea să fie prim-ministru, ce cerem noi, cele două măsuri, ca să votăm guvernul respectiv. Bună ziua, Oxenia Croitoru, Antena 3. Voiam să vă întreb, ca fost premier, cum vedeți dumneavoastră în acest moment faptul că Germania și Franța au intrat în carantină, dar totuși au lăsat școlile deschise. Credeți că ar trebui luată o astfel de măsură și la noi? Sau 1. Nu doar ca pre fost premier și ca părinte, cred că e cea mai mare greșeală închiderea școlilor. Din N motive. Uh, nu doar sanitare, psihologice, economice, pentru părinții care trebuie să stea cu copii, dar cred că ne batem joc de copii cu școala asta online. Și ne batem joc de copii pe termen lung, deci ne batem joc de noi, de viitorul nostru. Școlile ar trebui redeschise, în condiții maxime de siguranță, cu reguli? Există vreun focar la o școală anume? Pe aceea, eventual, poți să o închizi pe o perioadă de timp cât mai scurtă. Dar eu sunt, repet, ca om politic, dar și ca părinte, 100% pentru deschiderea școlilor. Doi, cred că, de fapt, blestemul acestor alegeri din 6 decembrie este exact acesta. Că nu luăm nici măsuri așa, nici așa. Sunt la mijloc să nu se supere alegătorii. Guvernul ar trebui să zică, domne, ori ținem totul deschis, ca în America, dacă vreți, lucru cu care eu pot să fiu de acord, sau închidem totul, ca în Franța, ca în Germania, ca în Austria, am văzut azi. Guvernul nostru ba închide, ba deschide, ba închide, ba deschide, în funcție de un singur lucru. Se supără sau nu se supără alegătorii pe 6 decembrie. Nu pot să iei măsuri serioase cu gândul doar la alegeri. Uh, mai spun însă un lucru pe care îl știu de la specialiști, că acest mod, uh, așa scăldat, cum se spune în limba română, o scaldă, ne va costa foarte mult. Da, eu, eu bănuiesc guvernul actual de faptul că după 7 decembrie ne va duce într-un lockdown, dar dacă tot ne duce în lockdown, ar fi trebuit să ia măsurile mai repede. Asta, asta e opinia mea. Deci pe școli, 100%. Consider că ar trebui să fie și să rămână deschise. Și încă o întrebare, vă rog. Premierul anunța ieri că anul viitor ar putea fi modificată din nou legea pensiilor, odată pentru a elimina pensiile speciale și cel mai probabil și pentru a modifica acea variantă cu majorarea punctului de pensie da. de 40%. Cum vedeți acest lucru? Unu. Dar cine mai crede povestea asta cu că au zis că dacă ajung la guvernare, scot pensiile speciale? Păi sunt la guvernare, de un an și, toată lumea e de acord, s-a votat și în Parlament de două ori și toți sunt acolo. Eu nu-i mai cred și probabil că nu-i mai crede nimeni, e un subiect care apare așa în campanie și după aia la revedere. Doi, referitor la pensii, vedeți, noi am luat în calcul că anul viitor nu se va majora cu nimic pensia. Să dea Dumnezeu măcar să majoreze cu rata inflației. Dar mi este foarte clar... Că nu va mai acorda guvernul acea creștere din legea aflată în vigoare. Și atunci am inclus în măsurile, în măsura, prima măsură, venitul minim de criză, exact această idee, și anume că se pensia, dacă rămâne 1200, 1300, 1400, să dai diferența până la 2000. Altfel însă, nu, nu cred că dacă va rămâne guvernul PNL, se vor mări pensiile, așa cum. Categoric nu cred că dacă vine PSD-ul la putere le-ar le mări. Că dacă le puteți le mărească, le mărea când erau la putere. Le spun și ei că dă bine. Mulțumesc mult de tot. Mă bucur că am răspuns și la întrebări și mai ales că am respectat toate regulile, sănătate multă și să ne apucăm de, să ne apucăm de promova cele două măsuri. Mersi frumos! Hai să văd dacă scap de microfon.